Eu mi-am păstrat direcția și el va trebui să-și găsească propria direcție. Nu, haideți să... Dar nu le impuneți de la partid. Nu, 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 haideți să... Eu mai glumesc așa un să nu, să nu exagerăm. Dar... Avea dreptate, scuze un pic, avea dreptate să fie supărat, cum am fost toți supărați. Am văzut că toată lumea a marșat această idee că suntem supărați. Evident că suntem supărați dacă ceea ce hotărâm nu se întâmplă. Și n-a fost o chestie personală între primarul Dragomir și primarul Gojen. A fost pe acest obiectiv care... Asta ți se spune, poate ne spune totuși ca să... Evident că nu. Asta nu așa, v-a dat-o la mantinelă frumos. Mie îmi plac oamenii serioși care își respectă promisiunile. În această situație am înțeles toți trei și cu președintele Consiliului Județean. Și după aceea, unul dintre cei care au bătut palma s-a răzgândit. Motivul răzgândirii este interpretabil din punctul meu de vedere, iar dincolo de interpretări ține de caracterul fiecărui. Luați în calcul și o soluție, cumva, în cazul în care cei de la Chiscani vor respinge în continuare, au apărut niște idei legate de, eu știu, o hotărâre de guvern, o lege în Parlament, privind acțiunea statutului. Nu, n-am discutat asemenea ipoteze. Eu cred că lucrurile vor fi lămurite și se va rezolva fără să ajungem la alte soluții.